Hai, salut, eu Săracu și bine v-am regăsit la un nou episod din Last Day on Earth. Probabil că majoritatea știți deja chestia asta, dar doar ce am făcut rost de un câine cu True Friend. Chestia asta s-a întâmplat într-un live aici pe YouTube, iar pentru cei care ați ratat reacția mea când mi-a picat True Friend-ul, o aveți aici pe video și tot aici aveți și reacția pentru sezonul 28 de pe Last Day on Earth, așa că vizionare plăcută. O avem și pe Chloe, care există o șansă destul de măricică să fie de level 4. Cum ar fi să fie un câine de level 4 cu tot cu True Friend? Let's go. 3 2 1. E de 4. Ați văzut-o? LOL. Bă, pentru o milisecundă, atât de aproape, damn. E jumătate de preț, da, de asta mă gândesc, ăsta e singurul motiv. Doar pentru că e jumătate de preț. Și care era? Cum adică ăsta? Level 4? Ia stai că mai avem o șansă. Nu știu care e faza cu ăsta, dar aparent ar putea să fie un câine de level 4. Dacă i-am pus, hopa. Dacă e câine de, dacă scrie level 4 pe el, clar e, știi? Ia haideți cu un spam de capre pentru câinele ăsta. Let's go, ăsta e spam de capre. 3, 2, 1, măcar fi de 4. E de 4? Ai mă, bă, ce mizerie. Continuați spamul de capre. 3 cu 0,25, hai mă, și-l facem negru. Crossbreed. Joey. Îl avem pe Joey, care va fi negru. Tigru ar fi mai fain. Mie-mi place mai mult negru. Send to dog crate. Let's go. Spamă de capre, fraților. Nu știu, numele de câine, mă. Toto. Numele face tot. Da, adevărat. Haide, Toto. Hai, băiatul. Hai, 35 de bănuți. Let's go. 3, 2, 1. Trebuie neapărat să fie de 4. Hai cu True Friend-ul. Ai, mă, bă, ce... Bă, și e și eventul ăsta de a avea mai multă șansă la True Friend. Mai putem să mai facem ceva? Mai ai o șansă. Știu că mai am o șansă, dar va trebui să renunț la una din zi. Va trebui să renunț la una din culori. Știi? Nu merită. Bă, lasă-mă, frate, cu culorile speciale și prostii. Do it. Păi și pe care îl păstrez? Ia ziceți, ce culoare păstrez? Păstrez tigerul sau... Sau negru, sau câinele negru. Ia ziceți. Bă, ăsta să fie, o să-l păstrez pe cel negru, fraților. O să-l păstrez pe cel negru. Crossbreed e fetiță. Dacă e fetiță, aș putea să o las tiger. Nici nu știu. Nu, mă, hai să o numim Duda, exact așa, mă, Duda. Regina Angliei, dă-te, mă, de aici. O lăsăm neagră, mă. Haideți cu spamul de capre, fraților, pentru Duda. Haideți cu spamul de capre pentru Duda. Sunteți gata? O sunteți! 3, 2, 1. Hai frate! Du-te, mă! Du-te, mă! Cel mai rar lucru din joc. Du-te mă. Finally, am cel mai rar, arguably, cel mai rar lucru din joc. O avem pe Duda și uite mă că într-adevăr trebuia să-i schimbăm numele. GG mă. GG, după 5 ani, da, exact, după 5 ani de combinat cătei și chestii, într-un final un câine cu True Friend. E și Duda, da. Let's go, mă. Let's go. Pentru cei dintre voi care încă nu înțelegeți care este valoarea unui câine cu True Friend, ei bine, este arguably cel mai rar lucru din jocul ăsta, ok? Deși am dezbătut subiectul ăsta de foarte multe ori pe live-uri și am ajuns la concluzia că da, este mai rar decât ATV-ul, e cumva foarte greu de comparat cu ATV-ul, pentru că ATV-ul, să zicem, nu știu, în 10 luni, dacă te duci și farmezi în fiecare zi Bunker Bravo sau odată la 2 zile când se resetează, îl farmezi în fiecare zi și farmezi armele ca să farmezi
Bunker Bravo și tot așa, băi, în 10 luni o să ai ATV-ul garantat. Pe când, la treaba asta cu câinii, chiar dacă farmezi în fiecare zi câinii, care nu sunt tocmai așa de mulți, pentru că poți să faci rost de unul garantat de la fermă, dar de obicei faci rost de 2 odată la 2 zile, te mai duci și pe la airdrop-uri și mai deschizi și floppy disk-uri și chestii de genul ăsta, nu îți garantează nimeni că în 10 luni vei avea un câine cu true friend, pentru că e o chestie bazată pe noroc. Pe de altă parte, poți să combini doi câini, primii tăi doi câini de level 3 și să-ți dea un câine de level 4 cu true friend. Lăsați-mi în comentarii dacă i s-a întâmplat cuiva chestia asta. Mă rog, ideea e că într-un final am făcut și eu rost de câini, fraților, și ca să înțelegeți, nu știu dacă am vorbit vreodată despre mecanica asta cu câinii pe vreun video sau pe vreun live. Ideea e destul de simplă. Atunci când faci rost de un câine, o să-ți dea un câine de level 1 pe care trebuie să-l aduci acasă și să-l hrănești. Trebuie să pui mâncare aici pentru câini și după ce pun 20 de hălci de astea de carne, o să dureze mâncarea timp de 2 ore, da? Timp în care câinii cresc pur și simplu. Ăsta mai are 12, aproape 13 ore până crește, ăsta mai are 2 ore și tot așa. Ăsta deja a crescut, nu știu care e faza cu, ok, un câine de level 3, chiar negru, cumva lider? Nu. Ideea e că odată ce ai un câine de level 1, va dura 24 de ore până va crește și trebuie să ai un câine băiat de level 1 și un câine fată de level 1. Apoi îi combini, după ce ai așteptat 12 ore pentru amândoi să crească, îi vei combina și există o șansă, cred că e șansă de 100%, sunt destul de sigur că e șansă de 100% să-ți dea un câine de level 2, care va fi pui, da? După care va trebui să aștepți încă 24 de ore să crească și odată ce ai combinat doi câini, odată ce ai împerecheat, au dispărut. Nu știu unde e sensul în chestia asta, dar mă rog, las de onor. Ideea e că rămâi fără acei câini de level 1, adică nu mai poți să îi mai combini încă o dată și după aia să-ți mai iasă un câine, da? Deci din 2 câini rămâne 1. După ce ai reușit să faci rost de 2 câini de level 2, un băiat și o fată, îi poți combina și pe ei și ai o șansă de vreo, cred că e o șansă de 70%, 70-75%, nu știu, asta e din experiența mea, nu am găsit datele astea pe internet, nu cred că există un procentaj exact, dar ai o șansă de cam 70% să-ți iasă un câine de level 3. Și odată ce ai făcut rost de un câine de level 3, odată ce ai făcut rost de 2 câini, pardon, de level 3, unul băiat și unul fată, îi combini și ai o șansă de puțin sub 50% să-ți iasă un câine de level 4, da? E posibil să-ți iasă din nou un câine de level 3. Și după ce te-ai chinuit să faci rost de 2 câini de level 3, poate să-ți iasă un singur câine de level 3 din ei 2. Deci pe lângă că există o șansă destul de mică să-ți iasă un câine de level 4, există o șansă și mai mică să-ți iasă un câine cu true friend. Sunt sigur că majoritatea dintre voi deja cunoașteți chestiile astea, dar am făcut așa o mică recapitulare ca să înțelegeți cât de greu este să faci rost de un câine de genul ăsta, pentru că în medie faci rost de undeva la 5, cred că 6, poate 7 câini pe săptămână, cam așa, hai să zicem 8 câini pe săptămână. Iar ca să faci rost de un câine de level 4, ai nevoie de între 8 și 12 câini, ok? Ca să poți să faci rost de un câine de level 4, ca să nu mai zic cât de mici sunt șansele să spice un câine cu true friend, știi, să spice cu abilitatea asta. Deci, da, cumva, dacă stai să pui așa gen față în față ATV-ul cu un câine cu true friend, pe de o parte, ca să faci bunkerul la fiecare 2 zile, trebuie să farmezi destul de mult ca să faci rost de armele necesare, ca să poți să faci bunkerul, ca să spice itemele, dar anumite majoritatea itemelor pentru ATV sunt garantate acolo. Deci cumva tot o să faci rost de ce trebuie pentru ATV, pur și simplu. Aici poți să tot farmezi câini în fiecare zi, să faci rost de 8 câini pe săptămână și tot să nu-ți pice timp de un an. Habar n-am, de când a apărut chestia asta cu câinii în joc, care are deja cred că mai bine de 3 ani, 3 ani jumate, ceva de genul ăsta. Știu că am avut până acum vreo 5 sau 6 tentative să fac rost de un câine cu true friend, adică cam asta am făcut toată ziua. Intram și farmam câini, farmam mâncare pentru câini și încercam să fac rost de cât mai mulți câini. Și după vreo 6 încercări în care, na, nu știu cât a luat toată treaba asta, să zicem că au luat pus cap la cap poate vreo 4 luni pentru toate încercările astea, mai bine de 4 luni pentru încercările astea la true friend, și am zis, băi, nu mă mai interesează, sincer, nu mă mai interesează de true friend, pentru că e o chestie atât de bazată pe noroc încât o să vină de la sine, nu prea are rost să tot încerc să fac rost de el. Și într-un final, n-a fost tocmai la întâmplare, pentru că a fost și eventul ăla cu câinii, cu dog breeder, care practic mi-a dat șansă mai mare pentru câine cu true friend și a făcut și câinii să crească mai repede, adică în timpul eventului câinii necesită 12 ore ca să crească în loc de 24, da? Și ăla a fost momentul când am prins un true friend și vă recomand tuturor, fraților, dacă aveți câini care trebuie să crească sau chestii de genul ăsta, așteptați eventul cu dog breeder, pentru că apare cred că de 2 ori pe lună sau poate de 3 ori pe lună, ceva de genul ăsta, și vă recomand să încercați atunci să vă creșteți câinii, pentru că aveți o șansă mai mare la true friend. Deși am mai încercat chestia asta pe care v-am recomandat-o vouă de vreo 2 sau 3 ori și nu am avut noroc nici atunci. Astăzi vreau să vă arăt, fraților, ce puteți să faceți cu un câine cu true friend, pentru că e destul de interesant, pur și simplu.
Nu e OP în niciun fel, este comparabil cu un active skill, dacă mă întrebați pe mine. Cineva a punctat foarte bine pe un live și a zis, bă, e ca un active skill, doar că l-ai pe orice armă, știi, îl ai cu tine oricând. Mă rog, pentru cei care nu știți ce face True Friend-ul, în principiu vine după tine în 90% din locațiile în care te duci și o să atace, ok? Are practic 70 de atacuri, poate să atace de 70 de ori, până când o să obosească. Dacă obosește, trebuie să te întorci cu el acasă și o să se refacă instant, dacă are mâncare aici. Și damage-ul lui default este 5, ok? El dă 5 damage, cred că o dată pe secundă, ceva de genul ăsta, n-are un attack speed prea mare, mai ales că se tot blochează și, mă rog, e complicat, dar în principiu are 5 damage. Și damage-ul îl puteți crește dacă aveți câini cu leader, ok? Bine, trebuie să fie, clar, trebuie să fie echipați aici la Walking on Base. Și ideea e că liderul ăsta îmi dă, fiecare lider poate să dea între 1 și 5 damage în plus pe câinele cu True Friends. Spre exemplu, ăsta dă 4, ăsta dă 4 și mi se pare că câinele are 15 damage, dacă nu 15, 13 damage dacă nu mă înșel. Și aș mai putea să mai fac rost de un câine cu 5 damage și bineînțeles că și câinele cu True Friend ar putea să aibă și el liderul și să aibă 5 damage în plus. Deci maximul de damage pe care poate să-l dea câinele într-un hit este de 25, da? Și câinele, indiferent de orice, va avea doar 70 de lovituri, nu prea e cum să crești chestia asta pur și simplu. Bun, și acum să vă arăt motivul pentru care am așteptat eu atât de mult True Friend-ul ăsta, fraților. Și anume Bunker Alpha, ok? Pentru că știți că există Florul 4 la Bunker Alpha, pe care eu nu prea l-am făcut până acum. Pentru că există, cel puțin mie personal, mi se pare că ar fi worth, mi se pare că ar merita să fac Florul 4. Și am zis că o să mă apuc să fac constant Florul 4 după ce o să fac rost de True Friend, ok? Și o să vedeți imediat de ce am zis chestia asta. Dar înainte să mergem la Bunker, fraților, o să-i dăm un run. Și înainte de asta vreau să verificăm sezonul 28, cred, habar n-am, nu știu, cred că deja suntem la sezonul 28, fraților. Și încă nu am văzut despre ce e vorba și aș vrea să fie un first reaction, dacă tot ați văzut first reaction-ul la True Friend. Hai să vedeți și first reaction-ul meu la... ce e asta? Ah, you left some rewards. Mamă, ce bine că au adăugat chestia asta. Pentru cei care nu știți, înainte, nu știu când, de când s-a adăugat asta cu you left some rewards, dar dacă nu-ți colectai battle pass-ul fix în ultima zi, în ultima secundă, dacă nu luai toate rewards-urile, le pierdeai automat. Deja, battle pass-urile, fraților, sunt puțin cam lame, dacă mă întrebați pe mine și o să vedeți despre ce vorbesc, dacă nu cumva s-a schimbat ceva pentru battle pass-ul ăsta, dar mă îndoiesc. Ideea e că au dispărut toate premiile mișto. Avem un backpack, yo... Bă, e șmecherul de tot, dar pentru că e roșu cu negru. E șmecherul de tot, dar pentru că e roșu cu negru. Arată bine, arată puțin mai... cum să zic eu? Ceva mai detaliat decât majoritatea battle pass-urilor. Da, personal îmi place. Personal îmi place și m-aș vedea folosindu-l destul de... Nu prea știu cu ce costum aș putea să-l iau, dar e backpack-ul mișto în sine. Best rewards. Hai să ne uităm direct aici, pentru că n-am chef să trec prin tot battle pass-ul, pentru că o să dureze o eternitate. That's pretty nice. That's pretty nice. Ok, bă, până acum îmi place. Sunt, nu știu, ideea e că acum trebuie să dau o notă. Oricum nu cred că voi mai da o notă battle pass-ului, dar trebuie să-i dau o notă battle pass-ului din vreo 3 reward-uri, pentru că astea sunt, și n-avem nici decorațiune, măcar incredibil. Incredibil, deci avem un backpack, avem un skin pe motoretă, care e, nu știu dacă e model nou, nu mi-am să mai fi văzut modelul ăsta, și un costum. Yo. Bă, cred că o să termin Battle Pass-ul ăsta. Ca idee, după cum ați văzut fix înainte să intru la Battle Pass, nu am reușit să termin Battle Pass-ul anterior. Mi se pare că am ajuns pe la level 45-46, undeva pe acolo din 60. Bă, da, ăsta e șmecher rău de tot, și costumul și backpack-ul, și da, sunt mulțumit. Într-un final sunt cu adevărat mulțumit de un Battle Pass, cel puțin recent, de ceva timp încoace, pentru că Battle Pass-urile s-au stricat și e greu să, cum să zic eu, să mai fiu impresionat de 3 reward-uri importante din Battle Pass, pentru că înainte erau și cutiile astea. Sunt curios ce se dă acum la cutiile astea de la Battle Pass. Cărămizi, asta s-a dat și Battle Pass-ul trecut, dacă țin eu bine minte. Titanium, cărămizi și cu Ashplank. Ok, și undeva pe la level, sunt curios ce e la level 30, pentru că acolo era de obicei, aha, deci la level 30, știu că ultima dată era fotoliu, gen la Battle Pass-ul anterior, parcă aici se dădea fotoliu, acum se dă skin-ul pe motoretă. Da, mă rog, și destul de, mă, nu e sec, că sunt o grămadă de primii bune, dar eu vreau chestii mai, ce mă interesează pe mine este să fie chestii unice, cum ar fi skin-uri, cum ar fi decorațiuni, cum ar fi...
skin-uri pe motoretă, decorațiuni, skin-uri pe caracter, skin-uri pe backpack, știi? Dar de ceva timp încoace avem doar 3 chestii de genul ăsta în fiecare Battle Pass. Când înainte erau vreo 4-5 în Battle Pass în sine, după care aveai o șansă destul de mare să faci rost de reward-uri de aici, din cutia asta, știi? Și în loc de astea 3 erau, nu știu, o decorațiune, un skin pe backpack și un skin pe motoretă sau ceva de genul ăsta, ceea ce le făcea super, super rare, dar na, chestiile s-au mai schimbat în timp. Bun, și la rewards, fraților, pentru că s-au schimbat și premiile astea. Ce tare e ăsta. Știu, mi-l amintesc pe ăsta, mi-l amintesc și parcă voiam să-l cumpăr la un moment dat, pentru că știu că puteam să-l cumpăr de la Crater, dacă nu mă înșel, și am tot vrut să-l cumpăr și după aia am uitat și cam aia a fost. Bă, e super cute, frate, e super cute. Îmi plac și premiile de aici. E și motoreta asta pe care o am deja, din fericire sau din păcate, presupun că habar n-am. Și ăsta, ok, backpack cu pești, se potrivește cu skin-ul ăla de pescar. Dar mișto premiile, mișto. Ăsta e genial, fraților. Ăsta e genial. Pisicuța cu zi. Pisicuța în backpack. Nu vom deschide acum reward-urile, fraților. Nu o să dăm aici la steluțe pentru că o să dureze foarte mult. Vom face chestiile astea pe live-urile speciale, adică sâmbătă seara. Dați un subscribe și nu uitați să fiți aici în fiecare sâmbătă seara, pentru că mereu facem un live special în care facem chestii ceva mai speciale, să zic așa, pe Last Day on Earth. Bun, haideți la florul 4, fraților. Înainte să mergem la florul 4, unde o să vă arăt pentru ce mi-a trebuit mie cu adevărat friendul ăsta și de ce de acum încolo voi face florul 4 mai des și chestii, vreau să vă arăt un mic bonus. Bine, chestia asta funcționează o singură dată. Vedeți că acolo există un minigun. Nu mai știu exact când a fost adăugat miniganul ăsta aici. Dar ideea e că prin gaura asta din gard pot să-l trimit pe Duda și să-mi recupereze miniganul de acolo, ok? Treaba asta se întâmplă o singură dată, da? Odată ce am luat miniganul, chestia asta va dispărea și nu o să mai pot să interacționez cu ea. Și am decis să las momentan miniganul acolo, pentru că odată ce-l iau, din nou, dispare chestia asta care poate fi folosită pe post de depozit, care are câte 20 de spații, ceva de genul ăsta. Da, sunt 20 de spații și chestia asta nu se va reseta niciodată. Pot să iau miniganul și aia e scolită de aici și nu o să mai folosesc asta niciodată, sau o pot folosi ca să las, habar n-am ce chestii las eu de obicei în locker, ok? Momentan nu m-am decis ce o să fac, nu știu dacă chiar am nevoie de chestia asta, dar odată ce am decis că nu mai am nevoie, nu mai pot să mă răzgândesc, știi? Așa că dacă sunt momentan, zic, bă, n-am nevoie, dar poate o să am nevoie într-o zi. Momentan voi lăsa chestia asta aici și mi se pare așa ca un fel de easter egg, știi, să-ți arate ce poate friendul. Dar haideți la florul 4 să vă arăt cu adevărat unde strălucește un câine cu true friend. Și ăsta este florul 4. Presupun că majoritatea din voi știți deja chestia asta. Dar acolo în capăt, fix în camera asta, acolo în capăt de tot în dreapta, există o cameră care se poate deschide. De fapt nu prea se poate deschide pentru că arată ca și cum ar fi blocată. Dar dacă încerci să interacționezi cu ea, opa, o să zică că ai nevoie de un câine cu true friend. Și de acolo, din camera aia, poți să iei niște loot, ceva mai special, ca să zic așa. Nu pot să zic loot bun sau ceva de genul ăsta. Și uitați-vă cum atacă Duda, fraților. Mi s-a primit sau a dat 14 damage? Ar trebui să dea 13. Mă rog, ideea e că astea sunt camerele cele mai importante. Și cu loot-ul din camerele astea, din nou, nu e ceva super special. O să vedeți despre ce e vorba. Eu am rămas destul de dezamăgit de fiecare dată când am, când am lootat aici un cupru. Altă dată am primit un cupru neprelucrat. Dar există șansa să spice grenadă, pistol full, ce ar mai fi important pe aici, steel, poate să spice și steel din câte știu eu, flare gun, care nu știu exact unde se mai găsește în tot Last Day on Earth-ul, la un moment dat se mai dă și pe la eventuri și chestii, dar în principal flare gun-ul este o armă și destul de bună și destul de rară, ok? Și cam ăsta e singurul loc momentan de unde se poate face rost cât de cât constant de flare gun, ok? Asta este prima ușă și mai există o ușă după ce terminăm destul de mult din florul ăsta și hai să vă arăt și ce e acolo la urma urmei. Altă chestie super șmecheră pe care poate să o facă câinele cu true friend este să facă wall trick cât tu stai după zid, după cum puteți vedea, pentru că eu stau aici și câinele dă efectiv în ei. Bine, aș vrea să nu obosească de tot, o să ajut și eu, că teoretic ea trebuia să mă ajute pe mine, dar aparent eu o ajut pe ea. Dar ideea e că nu prea aș vrea să o las să obosească, pentru că dacă obosește nici nu mai poate să interacționeze cu următoarea ușă pe care vreau să vă arăt aici. Și nu mi-am luat nici pistol, s-ar putea să... Am uitat două chestii, am uitat să iau un pistol în plus la mine și să iau și bunătăți pentru câini, treat for dogs, ok, biscuiți de ea. Pentru că odată ce ți-a obosit câinele, v-am zis că poți să te întorci cu el acasă, ca să se refacă instant, atâta timp cât ai mâncare acolo pusă.
Sau poți să-i dai un treat for dogs. Cel mai probabil o să trebuiască să scoatem unul din inbox, în cazul în care obosește câinele și v-am zis că sunt șanse destul de măricele. Aici n-am știut niciodată, adică pot să fac world pick and shit, dar prefer să folosesc pistolul pentru că ăștia se tot refac. Și e enervant. Și nici n-am chef fix acum să stau să fac world pick, sincer. Opa. Na, vedeți că deja e o față tristă acolo, gen, înseamnă că e aproape, ce zice? The dog seems to be tired, da, se pare că câinele este obosit. Câinele mănâncă salam. Asta e momentul în care ați putea să-i dați un, de fapt nu ăsta, fix când îl vedeți pe roșu. Momentan e pe portocaliu, asta anunțe că mai are, cred că vreo 10 hituri sau ceva de genul ăsta. După care, efectiv, o să se pună cu botul pe labe și o să stea obosită acolo, știi? Na, asta e momentul când îți trebuie biscuite sau să te întorci cu ea acasă. Bine, și în general poți să... câinele nu are HP, e o chestie destul de importantă pe care am uitat să o spun. Câinele nu are HP, nu poate să-l lovească absolut nimic și nimic nu o să îi facă, cum să zic eu, nu o să-i scadă stamina mai tare. Cum ar fi, nu știu, să-și ia un pumn și să obosească sau ceva de genul ăsta, nu așa funcționează. De 70 de hituri, după care obosește și nimic nu poate să interacționeze cu ea, adică să-i dea damage sau chestii, știi? Ok. That was interesting. Din nou, camera asta n-am știut niciodată cum se face. Și sper să-mi ajungă pistolul. Ok, mi-a ajuns pistolul. Dar nu prea mai ajunge pentru Frenzy Giant, fraților. Urmează un Frenzy Giant după ușa asta. Și cred că o să fac o nebunie, pentru că altfel va trebui să mă întorc după pistol. Da, presupun că o să fac o nebunie. Presupun că o să fac o mega, mega nebunie. Fiți pe fază. Au. Știu că criticală nu prea am cum să-i dau. Și nu știu că am cât pistol. Hai să vedem ce o fi, o fi. It was at this moment that he knew he fucked up. Fă chestii interesante pe video, oracule. Fă chestii interesante pe video. Oamenii adoră asta. Oamenii adoră când faci chestii nebunești pe video. Da, da, au. Și eu ador să fac chestii nebunești pe video, după cum puteți vedea. Gat. Bun, și pentru că am fost acasă, mi-am zis până și câinele și-a... Și a refăcut stamina, ca să zic așa. Și am luat și un d-ăsta, deși știu sigur că nu o să mai avem nevoie de treat for dogs. Am luat unul cu mine pentru orice eventualitate. Și altă chestie pe care vreau să verific, următoarea ușă despre care vă ziceam, este asta de aici. Și sunt curios dacă pot să trimit câine. Nu pot, trebuie să sparg tureta, ok. Și acum că am activat-o, există vreo șansă să pot să bat tureta fără să mă bate ea pe mine? Deci automat trebuie scoasă neapărat și tureta asta. O să resetez florul pentru că... Hai de data asta să o scoatem fără să o activăm. Nu știu, ar trebui să pot cu pistolul. Că teoretic cu build-ul pe care l-am pe pistol în momentul de față, ar trebui să am range-ul mai mare decât... Let's go. Am range-ul puțin mai mare decât tureta. Nu asta e build-ul cu care vă recomand eu. Gen, nu vă recomand să scoateți turetele cu pistolul, ci cu M16-le. Dar oricât. Și asta este camera minune. A doua cameră minune la număr. Bă, sper ca de data asta să primesc. N-am primit niciodată ceva wow în afară de flare gun. Un pistol full. Bă, nu-i rău. Nu-i rău, nu-i rău un pistol full. Dar acum că știu că trebuie să scot neapărat și tureta asta ca să pot să accesez camera asta de aici, e puțin cam tristuț. E puțin cam tristuț, dar pentru un flare gun, pentru un pistol full, pentru chestii de genul ăsta, cumva merită. Acum, într-adevăr, merită să fac florul 4, pentru că înainte nu prea merita și uram să fac florul 4. Dar de când am trufrendul, parcă e altceva. Dar din nou, puțin cam dat peste cap despre legat de treaba cu tureta care trebuie scoasă. Speram să pot să accesez camera asta. Din nou, sunt destul de nou la treaba cu trofeul, că l-am de mai puțin de, nu știu, l-am de 5 zile, ceva de genul ăsta. Da, puțin cam tristut. Puțin cam tristuță chestia asta, dar da. Astea sunt cele 3 locuri în care trofeul poate să zi
poate să-ți aducă ceva benefic, pe lângă faptul că câinele în sine dă destul de mult damage. Nu am calculat exact, mi se pare că 750 damage, ceva de genul ăsta, știu că a calculat cineva pe live, cât damage dă un câine care dă 13 damage și are 70 de lovituri. E practic 70 ori 13, doar că n-am stat să calculez. Undeva pe acolo, undeva pe la puțin peste 700 damage, dacă nu mă înșel. Și, băi, sunt mai mult, cum să zic eu, e așa un novelty, pentru că nu e ceva ce-mi doream, pentru că e super util sau pentru că aveam nevoie sau pentru nimic din chestiile astea. E doar ceva super rar și îl am, ok? Am, basically, din nou, arguably, cea mai rară chestie din jocul ăsta, fraților. Și cam asta a fost și cu videoul ăsta, fraților. Dacă cumva vreți să vedeți integral live-ul unde mi-a picat câinele cu True Friend, îl aveți acolo pe i-ul din dreapta sus. Și mi se pare că tot pe live-ul ăla mi-am făcut și grădina, care este o schimbare destul de importantă în bază. Și dacă vreți să vedeți cum a fost făcută, aveți acolo tot live-ul. Dar da, fraților, cam asta a fost și cu episodul ăsta din Last Day on Earth. Eu sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like pentru că mă ajută foarte mult. Cam atât am de zis. Eu am fost Racu și până data viitoare. Numai bine!